Ce dragă? Pentru înscrierea copiilor la școală. Bună seara! Era vorba să fie înscrieri de mâine și din punct de vedere să stă la rând de astăzi. De ce este nevoie să se stea la rând? Da, bineînțeles, la 7 dimineața să stă la rând. De ce? Ca să prindem locuri. Sunt 25 de locuri și copiii sunt 40. Și este o singură, este o singură clasă, nu? Cu două învățătoare, da. De la ce oră ați venit aici? De la 10 și eram deja a 11. De la 10 dimineața? Da. Și să stați toată noaptea? Bineînțeles, până mâine. Am înțeles că s-au făcut și liste. Da, suntem în liste și ne respectăm listele. Intrăm în ordinea în care ne-am înscris. Dar sunteți mai mult de 25. Cum o să sunt care nu o să prindă? Sau? Posibil. Nu știu, asta depinde de... Conducerea? Conducerea școlii. Conducerea școlii v-a spus ceva aici să vorbească cu noastră? Se vor limita 25 de locuri, se vor da 3 până la 5 maxim locuri în plus. Atât. Dar și în anii trecute au fost probleme, ce știți? Nu știu. Eu am venit pentru nepotul meu. Să le strigăm la școală. De când stați? Eu am venit acum, schimb. De azi dimineața stau. Fica mea stă de azi dimineața. Și ați venit dumneavoastră în locul ei acum? Da. Și pe urmă vine la 12 alții. Și veți reveni din nou dimineață sau cum? Păi cum să nu? Până înscriem. Până rezolvăm problema. Vi se pare normal ce se întâmplă? Nu e nimic normal la noi, nu? Asta toată lumea știe. Am putea să stăm acasă și scrie cum se scrie la toate școlile și când începe școala, e bine. Dar dacă asta e situația, am venit aici. Dar de ce e așa important să fie în clasă aceasta? Mai multă pregătire și parcă mai lung un pic programul. Și al câtele sunteți pe listă? 22. Da, aveți unde să stați acum aici sau stați în picioare până dimineața? Acum nu stau tot în picioare, că mă dor picioarele, da. Până la 12 cel puțin pot să stau. Dar cine a întocmit lista? Și de când ați făcut-o asta? Cum ziceți? De când ați făcut-o? Eu zi la 7, aia sunt aici. Și ce v-a determinat să luați decizia aceasta? Zvonurile care au fost prin gherla, că vine lumea de dimineața asta, m-am văzut că vin de la 9, eu vin la 7 să fiu primul. Mă gândește noastră, conducerea instituției de învățământ a ieșit să vorbească dumneavoastră să da. Vă spună ceva ce v-a spus? Să stăm aici și după lege, după asta, mâine când se deschide, intrăm fiecare cum după. Bine, ei nu iau în considerare lista asta. Asta am făcut-o noi și ne înțelegem noi aici. Și dacă noi. Cineva care e pe listă la noapte pleacă acasă și revine dimineață? Păi nu știu dacă pleacă. Dacă pleacă și vine altcineva între timp, se poate scrie aici, dacă unul nu e aici. Cam ăsta a fost înțelegerea, povestea. Există cineva șters acolo de pe listă? Da, cine a renunțat. A fost o doamnă, a spus că nu mai poate sta și renunță, că nu are cine să stea și a plecat. De cât timp stați? De azi dimineață, de la 7. Dumneavoastră de azi dimineață, de la 7, stați aici? Am stat până la 2 și la 2 m-am dus și a venit fata și în seara asta am venit iar în Rusia să curge copiii și să le dea de mâncare și vine ea și mă duc eu. Vă văd o femeie cu experiență. Cum catalogați toată situația asta? Nici cum. Bătaie de joc. Ce să zicem altceva? Care ar fi soluția? Ce s-ar putea face să se evite acest lucru? Nu știu. Să mai fac o clasă? Sau? Să mai fac o clasă, dar au zis că nu știu dacă o să fie copii de două clase. Nu cu cine am vorbit. Unde e? Stați în mașină pentru că vă este frig? Mi-a este frig. Nu sunt chiar mai bătrâni. Copiii nici mai tineri. Să-i ajutați. Păi da, săraca, am zis să meargă ea, să-și culce copiii, să-i, că fata e intra întâia, copila că acum îl înscrie și să o mai ajutăm, să nu știu. Cum?